Băi, fraților, deci înainte de a începe videoclipul, nu uitați să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri și mai bombă de pe Eneba. Folosiți și codul ZZANDREI pentru că o să primiți o mică reducere și aveți toate linkurile în descriere. De asemenea, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul, puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Băi, fraților, deci sper că sunteți pregătiți pentru că la cererea voastră postăm un nou episod de Phasmophobia. O grămadă de abonați, o grămadă de dintre voi, mai bine zis, mi-a scris: băi, Andrei, ia mai postează și tu niște Phasmophobia să vedem ceva mega, mega horror. Dar avem un update foarte șmecher, prieteni. Avem update-ul de Crăciun. Ia uite, avem și melodie în lobby de Crăciun. Frumos, gata, ne-a ajuns. Avem, bineînțeles, și un easter egg. A rămas easter egg-ul ăsta de aici, băieți. Eu nu m-am speriat. Cred că voi v-ați speriat dacă ați avut regula activă, ca să spunem așa. Căștile la maxim, toată lumea, prieteni, pentru că astăzi o să fiu singur în fermă. Pe professional, apropo. Ceea ce înseamnă că o să fie destul de greu, prieteni. Dăm aici Grafton Farmhouse Professional Ready și haideți să-i dăm start. Băi, deci înainte de toate vreau ca voi, cei care vă uitați la clipul ăsta, să dați acolo cât mai multe like-uri, prietenii mei. Dacă văd multe, multe like-uri, promit că postăm și mai multe videoclipuri. Ați vedem câteva informații, băi. Deci, pe fantomă o cheamă, dar nu știu că aici cheamă Overview, Michael Jones. Response to, we're unsure. Ok, bun, hai să facem noi schema noastră. Înainte de toate mergem, stai să luăm cheița, să putem intra și noi. Și, prieteni, here we go. Mamă, deci dacă, bă, singur în fermă, ați nebunit, o să fie interesant. Încă o dată, regula de aur, toată lumea căștile la maxim. Și scrieți în comentarii dacă vă uitați la tot episodul. Dacă văd că vă uitați la tot clipul și văd mulți abonați activi, promit că mai postăm clipuri așa lungi. Uăileu. How old are you? Trebuie să vedem unde se află acum, băieți. Trebuie să o întrebăm diverse chestiuți. E ușa deschisă. Așa e pe profesional acum, e mai complicat, dar nu toate. How old are you? What do you want? Where are you? A, și încă o chestie. Ar trebui să nu vorbim. How old are you? Ideea este că eu sunt singur acum. Dacă eram cu cineva, trebuia să apăs pe Z. Să fie push. Z e push to talk, ok? Dacă apăs pe Z, vorbesc. Dacă ești pe single player, vorbești fără să apeși vreo tastă. Așa că trebuie să avem grijă. Ușa era deschisă? How old are you? What do you want? Cavoși. Trebuie să găsesc lumină. How old are you? Where are you? What do you want? Nu mă aștept asta. Bă, știți ceva? Ia că mă... Mă, se aude altfel, frate, acum că împășim. Cred că la etaj, prietenul, o să fie... Mamă, poate văd acum vreo față sau apare vreo fantomă că sar, e nebun. Mamă, și aici ușa deschisă, boys. How old are you? What do you want? What do you want? How old are you? Michael Jones. Deci îl cheamă Michael Jones, nu? Mamă, frate. Prinde tati luminile. Nu se vede nimic. Parcă altceva acum. Mamă, dar parcă e un sentiment dubios când sunt singur, că nu mai vorbesc cu nimeni, nu mai stau cu nimeni. How old are you? What do you want? Am și stația asta, dar mă aștept că n-am cu cine să vorbesc. How old are you? What do you want? Where are you? Pe aici nu pare să... Mamă, bă, se aud foarte dubios pașii. Dăm o lumină aici și e foarte întunecat. Aprinde tata lumina că se arde curentul. Bă, mi-e frică să intru jur, nu știu, îmi da așa o stare dubioasă. Opa. How old are you? Mai încercăm o dată aici și mergem acolo. What do you want? How old are you? Aici. How old are you? Era freezing, nu? E freezing. Aici cred că e. How old are you? Nu vorbește. E freezing în camera asta. Aici e freezing pe hol? Nu e, deci acolo e, băieți. Mamă, e freezing acolo. Run and you run singur cu fantoma în fermă. Bun.
Mamă, ce acolo e? Mamă, o să avem un prim contact cu domnul Michael Jones, cum s-ar spune. Bun, deci ce ar trebui să luăm, prieteni? Fiți atenți. Luăm așa carte. Și hai să iau și o cameră înainte de toate. Mamă, doar un tripied am? La naiba. Dar e bine că pot să pun și-mi dau seama direct dacă e ceva neregulă. Mamă, bă, sper să nu mă prinde din prima. De ce m-ar vâna din prima? Bă, nu m-am uitat câtă sanitate aveam. E cam frică. Mai încercăm o dată. How old are you? What do you want? Give me a sign. How old are you? Am tulit-o de aici, boys. Lasă-i pun și carte. Scrie acolo. Mamă, hai să ne uităm dacă avem... Mamă, parcă e prea intens așa. Parcă stau ca pe ace, băieți. Parcă simt că trebuie să se întâmple ceva, nu? Cam dubios. Bă, hai să ne uităm de ce avem așa. Trecem aici la evidențe, băieți. Punem freezing. Mamă, poate să fie mare demon, băieți. Hooray! Mare demon, let's go. Deci, să vedem dacă avem, mamă, trebuie să pun și dots-ul, mă. Hai să ne uităm de ghost-uri, bă, înainte. Bă, trebuie să închid ușa, mă, la naiba. Doar cum se vede aici dacă e. Dar nu cred că e ghost-orb. Nu cred că e ghost-orb. Așa e închis și așa e cu night vision, cum ar veni. Momentan niciun ghost-orb. Poate să fie în baia aia mică de acolo? Bă, nu cred. Hai că verificam ceva, deci. Trebuie să luăm așa. Ar trebui să luăm, uite, dots, deci dots neapărat și să nu-și dea amprente dacă se joacă. Ia câtă sanitate am? 74% sunt bine, mă, sunteți nebuni? Stau bine pe sanitate, băieți, don't worry. I am there. Trebuie să pun dots-ul ăsta pe jos repede și s-o tulesc. Poate ne mai dă vreun indiciu dacă intru acolo. Bun, dar să nu mă vâneze acum. N-am scris nimic. Trebuie să văd acum, a? Hai să mai încercăm. E mă fie pornit. How old are you? Michael Jones. Michael Jones. Give me a sign. Michael Jones, give me a sign. De ce n-a prins lumina, mă? Hoppa, altceva, a? A, dar trebuie să o închid pentru camera. Michael Jones. How old are you? What do you want? Poate să fie și aici, că și aici e freezing. What do you want? Bă, mai bine... Hai să ne uităm acum, ok? Sunt destul de speriat, băieți. Ideea e că am găsit camera unde e, dar nu-mi dă niciun semn nimic. Știți de ce? Pentru că am sanitatea mare. Mamă, când o să-mi scadă sanitatea, cred că începe iadul, băieți. Deci nu mai avem niciun indiciu, nu? Hai să ne uităm acum pe dots. Poate prindem așa un dots din fugă. E greu, frate, pe... Ia uite, a avut activitate? A avut activitate 4. Deci s-ar putea M.F. să nu fie, că ar fi fost 5. Bun, hai să ne uităm dacă trece vreo fantomă prin cadru. Aici dotsul ăsta trebuie să îmi arate dacă trece vreo fantomă, știi? Hai să ne uităm atenți. De obicei trebuie să ne uităm maxim 30 de secunde. Dacă nu apare... Înseamnă că nu e. Nu văd nici ghost orb. Dotsul ăla scripocește. Poate să fie și în baie. Aia e duma, dar mi-e cam frică să intru, băieți, la naiba. Trebuie să intrați cu mine acum, n-aveți ce face. Deci nu e nici dots, mă. Mamă, și 6%, îmi crește sanitatea, bun. Păi facem așa, mă. Iau camera. Asta de fingerprint să le iau la mine. Trebuie să iau și crucea. Dar știți ceva? Bă, n-am nevoie de cruce, mă. N-am nevoie de cruce. Și mai avem un dots? Trebuie să mai am un dots. Trebuie să mai am un dots. Să asigurăm și... Băi, apropo, acum când filmez eu, băieți, e un semn? O fi vreun semn? 2:55 dimineața. Aproape 3 dimineața, băieți. Sper că nu e niciun semn diabolic. Și hai să intrăm și noi acolo cum trebuie. Cam fricuță un pic, chiar. Am închis ușa, e bine.
Alo? Cineva în zonă? Pot să pun camera pe asta? Perfect, și-am fugit. Parcă aruncă cineva ceva. Bă, dacă ne uitam acum și iarăși nu e nimic, băieți, am mai scăpat o tură de hand. Băi, încă o dată, nu uitați să dați și voi acolo cât mai multe like-uri, dacă bineînțeles vreți să postăm și mai multe videoclipuri de acest gen. Am jackpot, am luat jackpotul. Bă, ideea e că pe professional, opa, are activitate. Își poate modifica zona. Hai, chestia, să vedem, Ghost Orb sau Dots. Asta este întrebarea. Ori Ghost Orb, ori Dots. Trebuie să îi enervăm, să le enervăm. Trebuie să stăm... Dots! Mama, a alergat prin fața camerei. Deci e aici, băieți. Deci avem mare Dots. Cu freezing poate să fie ori Yuri, ori Oni. Ghost Writing n-avem. Fingerprints n-avem. MF. Deci MF sau Ghost Orb. MF sau Ghost Orb. Spirit Box nu poate să fie bun. Păi, fiți atenți. Deci dacă în camera asta este Ghost Orb, eu nu văd. Voi vedeți Ghost Orb? Și hai să vedem dacă mai apare o dată Dots-ul. Trebuie să mai fugă pe aici. Deci dacă fuge în Dots-ul ăsta, înseamnă că în camera asta ar fi trebuit să fie și Ghost Orb. Să nu fie Nunghiu mort de lângă ușă, gen de aici din dreapta, că nu văd. Dar nu cred. Cred că aș fi văzut și aici. Până mai fuge, mă. Nu mai fuge, mă. Hai, tata, mai dai o tură. Oricum, l-am văzut, cred că și voi l-ați văzut. E bine că e freezing și nu-și poate... De fapt, asta e așa, dacă e freezing, freezing-ul rămâne acolo. Nu cred că își modifică camera, gen. Nu mai alergă, mă. Ia să facem noi și asta. Hai să ne mai uităm o dată. Dar nu suntem nebuni, clar. Deci, doți 100%, vreau să văd dacă a rămas aici, în cameră, sau... Nu prea știu ce s-a băgat în update-urile astea noi, dar... Descoperim împreună, băi, poate băgăm și un live ceva cu Phasmo. Ar fi mișto. Dar nu... Bă, nimeni... Și acum iar să apară. Ho, iuleaua. Dar n-apare. De ce n-apare? Și-a modificat camera băiatul. E, știți ceva? Facem tactica, tot n-a apărut. Facem tactica, mergem și enervăm fantoma. Le enervăm pe domnul, cum îl cheamă, mă? Overview. Michael Jones. Uite, am făcut și achievement. Find evidence of the paranormal with an MF reader. Get the ghost walk through salt și smash sticks. Bun. Deci ne trebuie sare, băi. Sare pe care, bineînțeles, că nu am. Băi, știți ceva? Nu iau crucea, mă. Smash sticks direct. Dar n-avem cu ce să dăm foc. Mamă-s, vai de curul meu. Sunt vai de curul meu. Pe care un aparat se iau, băiți. Mergem acolo. Încă nu știu ce. Deci avem așa. Eu nu cred că este sinceră. Părerea mea e că avem MF. Și cred că e Oni. Ghost Orb nu cred că e, dar hai să vedem. Poate face rost de un MF5, ceva? Iau și aparatul cu mine să avem ceva dovezi, boys. Să nu zic că vă mint. Mamă, Michael Jones! Mi-a deschis ușa, mă așteaptă aici, în cameră. Eu fac ceea ce nu trebuie să fac. Păi nu mai vânează, cred. Mamă, se joacă cu ăsta. Du-te-n morțișorii tăi. Bă, mega. What? What, mă, vânea acolo. Și având în vedere că sunt un jucător foarte bun, o să terminăm aici, prieteni, pentru că vreau să văd dacă într-adevăr era Oni. Deci eu, hai să ne mai uităm o tură, mă. Mamă, ce activitate a avut. A avut 10? Da, 10, mă, s-a dus. Hai să vedem. Deci dacă apare acum Dots-ul, înseamnă că în camera asta a rămas. Dar aici a apărut. Aici s-a spawnat. Deci clar e în camera asta, dar n-avem Ghost Orb. Bă, cu ce a aruncat? A aruncat cu ceva, măi, nervos. Deci în camera asta, clar, e nebun dacă am mișcat pe aici. Bun, și Ghost Orb, după cum puteți vedea, nu avem. Asta înseamnă că este Oni. Ia să vedem.
Doar un obiectiv am făcut, nu le facem pe cealaltă, că n-avem cum. Hai să vedem, prieteni. Oni sau nu oni? Asta este întrebarea. That's the question, boys. Oni sau sal? Loading game și? Și? Oni era, mă, băi! Creier, 3 rânduri de creier. Da, mă, fraților, băi, și cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri. Și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat, bye bye.